Ora 8, urmăriți știrile B1 TV, doliu în presa sportivă. Bogdan Socol, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a încetat din viață la doar 42 de ani din cauza unui șoc hipotermic. Acesta a înotat în apa rece a unui lac, una dintre noile sale pasiuni, iar la un moment dat a intrat sub un strat de gheață, de unde nu a mai putut ieși la suprafață. Bogdan Socol a moderat an la rând emisiunea De la miezul nopții de pe B1 TV, Un pont pe zi, emisiune destinată pariurilor sportive. Redacția B1 TV transmite condoleanțe întregii familii, dar și apropiaților lui Bogdan. Salutare, dragilor! Un nou moment pe care l-am așteptat de foarte mult timp, să fac și baie în apă cu adevărat înghețată, pentru că, așa cum vedeți, este această pojniță de gheață deasupra lacului și o să intru, nu o să pot înota precum îmi doream eu, dar pot încerca să mă scufund pe sub gheață.